voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul. Să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îți scapă din toate necazurile Lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdii. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Am să explic pe scurt aceste versete. Atunci când noi suntem încercați, avem privilegiul să strigăm la Domnul și Domnul ne aude și ne ascultă și trimite Îngerului ca să ne scapă din necaz. Datorită acestui lucru, noi, credința noastră este întărită și noi ne bucurăm și putem cânta Domnului cu bucurie. Și am să cânt o cântare. Ferice sunt, Iisuse, azi cu tine, sub scutul tău e fericirea mea, a ta iubire mi-a făcut mult bine, m-a liberat de sub povara grea. Sunt fericit.